Haideți să vorbim întâi despre piața fondurilor europene în România. Cum o vedeți dumneavoastră? Cum ar trebui să fie ea? Și cum e acum? Și ce ar trebui să se facă ca să ajungă la nivelul de absorpție din celelalte țări ale Uniunii? În primul rând ar trebui precizat faptul că primul program de fonduri 2007-2013 este spre final, din păcate. Deci, poate că discuția trebuie văzută mai ales în contextul în care ar fi bine să ne pregătim pentru următoarea tranșă și să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut și noi ca solicitanți, să spunem ca beneficiari potențial de finanțare, dar și administrația publică românească, ce n-a fost chiar foarte performantă în a administra acest capitol, să spunem, extrem de o mare responsabilitate. S-a demarat foarte târziu, în primul rând, acest program. N-a fost totul gata la timp. Primele apeluri au fost lansate destul de târziu. Promovarea fondurilor și modalității în care pot fi accesate sau sursele de informare în acest sens au fost iarăși tardiv lansate și ca om care se ocupă de scriere de proiecte și de accesare de finanțări pot să vă spun că am în continuare surpriza, am avut și am în continuare surpriza să constat că mai ales acum, în a doua parte, spre finalul programului, este din ce în ce mai mare gradul de conștientizare pe piață și din ce în ce mai multe solicitări de a accesa finanțări. Se întâmplă cum se întâmplă de obicei în România. Ne plătim impozitele în ultimul timp, ne facem exact totul pe ultima 100 de metri. Exact. Deci nu am fost capabil să înțelegem oportunitatea la timp. De fapt, nici n-am fost ajutați în acest sens. Asta este realitatea și aici este vina autorităților publice, pentru că, până la urmă, misiunea acestor autorități n-ar fi trebuit să fie doar aceea de a administra aceste fonduri și de a alege proiectele eligibile și de a administra banii, ci și de a face posibilă o accesare cât mai ușoară, derulare cât mai facilă pentru beneficiari și absorpție cât mai mare. Acestea ar trebui să fie, de fapt, obiectivele. Nu știu dacă putem spune că s-au atins, de fapt, cred că putem spune lejer că suntem departe de a le fi atins, cel puțin pentru acest program. Și încă nu este clar ce se va întâmpla în continuare și cât de pregătiți suntem și de acum încolo să operăm mai bine pentru următorul perioadă. Semnele pe care le aveți dumneavoastră, credeți că va fi mai bine decât intervalul ăsta? Eu cred că va fi mai bine, cel puțin din punct de vedere al gradului de pregătire al pieței. A apărut un număr mai mare de consultanți. Consultanții înșiși sunt din ce în ce mai buni și se perfecționează pentru că au trecut deja și s-au rodat prin mai multe tipuri de probleme. Chiar și reglementările, unele s-au mai îmbunătățit. Acolo unde exista vid legislativ, s-au mai acoperit câteva goluri. Asta ne însemnă că s-au rezolvat toate problemele. Acum, administrația românească funcționează și, de fapt, în general, reglementările în România se fac fără reale studii de impact prealabile. Cam totul se gândește așa, după ureche, să spunem, pe cea dreaptă și cu toată bunăvoința și cu tot sârgul pe care se vede că, cu toată sârguința pe care se vede că și-au dat-o experții care au lucrat și la realizarea reglementărilor și a programelor cadru și a ghidurilor și a tuturor instrucțiunilor ulterioare, se observă și din faptul că se tot reglementează și re-reglementează și se tot modifică, se observă faptul că multe lucruri nu au fost gândite și din perspectiva modului în care ele vor fi aplicate practic, ci doar în teorie și pe hârtie. Pe hârtie arătau bine, în practică multe s-au dovedit că nu funcționează. Există la nivelul consultanților în domeniul, să zicem, un fel de lobby făcut la adresa autorităților ca să miște mai repede lucrurile din toate punctele de vedere, atât legislativ, cât și ca prezentarea oportunităților de finanțare? N-aș spune chiar lobby și
Este și dificil a se face lucrurile acesta, în primul rând că noi nici nu avem un cadru de... nu avem reglementări în acest sens în România. Cei mai potriviți, deci cei care ar fi actorii cei mai potriviți care ar putea, într-adevăr, să aibă la un moment dat influență și au și avut în câteva rânduri, sunt beneficiarii finanțărilor. Pentru că, până la urmă, relația contractuală este una bipartită între autoritățile de management ale programelor, ale diverselor programe operaționale și beneficiarii de finanțare. Consultantul este un partener al beneficiarului care sprijină pe acesta în a câștiga finanțare și eventual în a implementa proiecte. Nu intră într-o legătură directă cu autoritățile. Nici nu știu în ce măsură. Sigur că se tot vorbește și în ultimul timp se vorbește din ce în ce mai mult și mass media s-a implicat din ce în ce mai mult în această dezbatere pe marginea fondurilor structurale și să spunem că aceasta este o modalitate de influențare și de comunicare într-un fel. Consultanții au posibilitatea, prin această dezbatere publică, să atragă atenția, să tragă niște semnale de alarmă, dar oricum și beneficiarii o fac.